Evanghelie este înfricoșător, pentru că se vorbește despre două lucruri capitale pentru viața noastră duhovnicească. Primul ar fi acela că nu avem voie să judecăm pe nimeni. Și că judecata care o facem altora va veni împotriva noastră. Și că judecata ascunde o fățărnicie care poate deveni întunericul din lăuntru nostru. Adică să devenim efectiv fățarnici, așa cum Domnul Iisus Hristos în Evanghelia care s-a citit mai înainte i-a și numit pe cei care vicleneau sau judecau atitudinea Domnului nostru Iisus Hristos. Și al doilea lucru legat de milostenie. Mai mult decât milostenia materială pe care noi o facem, este foarte important, așa cum ați auzit, să facem milostenie din lăuntrul nostru. Dacă nu te dăruiești pe tine, degeaba dăruiești lucruri materiale altora, pentru că ele nu au însemnătate și valoare. Valoare au în măsura în care și tu ești parte integrantă din bunurile respective. Dacă nu, atunci cu siguranță că fapta noastră bună are o valoare foarte mică sau foarte deșartă sau trecătoare. Să ne ajute Dumnezeu să fim oamenii Lui care să trăim în lumină și lumina Lui să pătrundă în ființa noastră ca și noi, alungând întunericul din noi să strălucim. Și apoi, milostenia noastră să fie făcută din suflet și, așa cum o spunea Domnul Iisus Hristos odinioară, cuvânt care rămâne valabil peste viacuri, că nu este mai mare dragoste decât aceea de a spune viața pentru semenul tău, sufletul pentru semenul tău. Dumnezeu să-i dea sănătate la doamna Nina, care s-a prăjunit azi patroana, și dumneavoastră tuturor care ați îngrădit-o cu iubire duhovnicească și ați făcut acest moment care este oarecare surpriză. Din nou vă spun acest lucru și nu vi-l spun la întâmplare. Este mare lucru să fim o familie duhovnicească și să rămânem o familie duhovnicească. Pentru că cu greu se trăiește într-o comuniune. Și această comuniune este pândită din orice colț. Și dacă nu rămânem în comuniunea rotundă a iubirii lui Dumnezeu și nu rămânem integral, atunci și apar colțurile într-o oarecare comuniune, atunci lupul cel înțelegător va găsi soluții să dezbine, să ne ajute Dumnezeu să rămânem în unitate, pentru că noi suntem chipul și asemănarea Sfintei Treimi, care înseamnă unitate, comuniune și dragoste între cele trei persoane, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt.